La Teatrul Colibri din Craiova, una dintre instituțiile de cultură pentru care primăria a suportat aceste cheltuieli, 23 de angajați au fost în șomaj tehnic, restul de 5 au rămas la serviciu. Nu s-a acționat unitar pentru că au fost instituții de cultură din țară care nu au intrat în șomaj tehnic, au fost instituții din țară care au intrat în șomaj tehnic înaintea noastră sau după noi, au fost instituții din țară care au primit bani de la JOFM-urile din localitățile respective, deși nouă cu foarte mare întârziere și după foarte multe insistențe, ni s-a trimis o negație scrisă. Starea de urgență decretată în România începând cu data de 16 martie a dus și la suspendarea activităților instituțiilor de cultură din subordinea autorităților locale și intrarea în șomaj tehnic a angajaților. Așa că majoritatea angajaților au intrat în șomaj tehnic. Este vorba de cei care lucrează la instituții precum Opera Română, Filarmonica Oltenia, Ansamblul Folcloric Maria Tănase, Teatrul Colibri și Casa de Cultură Traian Demetrescu. Primăria urma să primească de la stat 75% din salariul brut, adică plata șomajului tehnic. Edilul Craiovei susține că acești bani nu au mai venit de la Ministerul Muncii, prin Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, și că a trebuit să fie suportați din bugetul local. În mai puțin de 30 de zile au fost cele două adrese, una prima care ni s-a spus că este eligibilă, instituția de cultură, și cea de-a doua care a spus că nu este eligibilă. Motivele? Motivele au fost doar în cea de-a doua adresă, în care se spune că bugetele, mă rog, autorităților publice locale au prinse în buget sume pentru plata salariilor și a trebuit să le plătim de la bugetul local. Ce ne deranjează foarte mult în această situație este că sunt orașe în România, sunt orașe precum Sfântul Gheorghe, Brașov, Arad, care deja au primit sumele, care au plătit acest șomaj tehnic din sumele alocate de Ministerul Muncii. 342 de angajați de la instituțiile de cultură aflate în subordinea primăriei Craiova au fost în șomaj tehnic pe perioada stării de urgență.